Miercuri, 15 februarie, juniorii au mers la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești pentru a participa la activitatea Invitație la lectură. Este vorba de elevii clasei a doua, care și-au prezentat cărțile citite și și-au invitat colegii să le descopere. Mai multe despre activitate aflăm de la directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti Ionuț Stenie, dar și de la învățătoarea Daniela Titere. Noi trebuie să marcăm orice zi importantă și ne și face plăcere. Astăzi sărbătorim Ziua Națională a Lecturii și nu oricum, de dimineață în sălile filialei Cosânzeana mișună elevii atât de la școala gimnazială numărul 8, cât iată și acum elevii din clasa a doua de la școala gimnazială numărul 1, dornici să citească, dornici să împărtășească din experiențele cărților pe care le-au citit și colegilor lor și suntem bucuroși pentru că cititul, să știți că încă se poartă, încă e la modă, dar trebuie insuflat atât de părinți cât și de cadrele didactice, cât și de către noi, bibliotecari, având un rol foarte important și astăzi ne face plăcere să-i admirăm pe cei mai mici din clasa a doua, împreună cu învățătorul coordonator, doamna Daniela Titere. Ei au în fiecare săptămână un club de lectură unde își prezintă cărțile citite, fac schimb între ei de cărți și de impresii, dar mai multe o să vă spună chiar doamna Titere. Iată că juniorii s-au pregătit așa, fiecare cu cărticica pe care a citit-o și am văzut și o mică prezentare, un îndemn la lectură. Da, pentru clasa a doua D este ceva obișnuit, așa cum a menționat și domnul director, clubul nostru de lectură, o carte pe lună, a stimulat dorința de a achiziționa cărți, dar nu numai, de a citi, de a prezenta. Luăm și noi contact cu dorințele lor, ceea ce exact, preferințele lor. Și astăzi, pe lângă acest lucru, încercăm să aducem în atenția lor și clasicii noștri, Ion Luca Caragiale și marele Ion Creangă, dar în primul rând doresc să-și prezinte, așa cum am numit activitatea de astăzi, Feții Frumoși și Ilenele Cosânzene din ziua de astăzi. Așa că încercăm să îi îndreptăm către lectură, către carte, dar și către ceea ce înseamnă literatura română și tot ce înseamnă poporul român atât de frumos. Am văzut aici, sunt împătimiți, fac lobby pentru cartea lor, fiecare cu argumentele care le-au considerat forte. De ce trebuie citită cartea lor? Trebuie citită cartea lor pentru că dacă ei nu sunt puși în competiție, atunci n-am făcut nimic, dar într-un mod constructiv. Dacă nu au citit cartea, nu și-o pot pune în valoare. Și atunci, din noiembrie, de când am început acest proiect, fiecare copil, chiar și cel care la clasa a doua încă, se străduiește să stăpânească cititul, că noi asta facem, învățământ de masă, are astăzi o carte pe care vrea să o prezinte și toată lumea are fișa lui de lectură în care să schițeze, să meargă totul rapid și să atragă ce anume i-a plăcut, ce l-a făcut să citească și să prezinte, să dea la schimb cartea respectivă. De altfel, în cadrul activității am remarcat că cei mai înflăcărați promotori ai unei cărți sunt elevii. Mai multe urmăriți în imagini. Tu ce carte promovezi astăzi? Una cu un pinguin pentru prima parte. Și pentru a doua parte de Ion Creangă, La Cireșe. Acum, sincer, nu ne mai aude nimeni, nici măcar doamna sau cine mai e pe aici. Care din cele două ți-a plăcut mai mult? Aceasta cu pinguinul. Am înțeles. Dar de ce ți-a plăcut mai mult? Pentru că are personaje animate cu un pinguin și că este cu animăluțe. A, îți plac animăluțele? Da. Am înțeles. Și finalul mi-a plăcut
Cum e fina? Da, toți pinguinii intră în apă împreună, că s-au făcut mari. Deci s-a făcut o distracție generală. Da. Ok, un îndemn dacă ar fi să zicem să citească pentru copiii de vârsta ta, cum ar fi să le promovezi această cărticică? Pentru că este distractivă, poți învăța așa și cum să te comporți uneori. Și dacă îți plac animalele, cu siguranță te vei amuza. Da, da, da. Tu ce carte ne prezinți astăzi? Avengers. Aha. A fost interesantă? Zi-ne câte ceva despre carte, că noi nu știm nimic. Încă n-am terminat-o, dar pot să vă zic că are foarte mult suspans și mereu se întâmplă chestii la care nu te-ai așteptat. Tu ți-ai ales cartea, ți-au ales-o părinții, ți-a recomandat-o cineva, cum ai ajuns la ea? Eu, dintr-o librărie, am decis să o cumpăr și așa mi-a plăcut foarte mult. Înțeles. Care ar fi argumentul pentru cei care, uite, urmăresc și că le recomand să citească cartea? Care ar fi, să zicem? Pentru că are foarte mult suspans. Am înțeles. Da, și acțiune. Dinamismul și acțiunea, nu? Da, da, da. Ce carte ne prezinți astăzi? Fetița care colorează visele. Wow, ce titlu frumos! Și cum este? De ce? Cum ai ales cărticica aceasta? Am ales-o pentru că mi s-a părut interesantă după titlul. Așa. Și mi-a plăcut foarte mult. Ai recomandat și altor fete sau colegi, băieți, să citească? Da. Este așa interesantă? Da, pentru că este vorba de o fată care colorează visele și a făcut o greșeală. Și în loc să aibă un vis frumos, acel copil a avut un coșmar. Wow! Și n-a fost tristă cărticica? Nu, pentru că a fost plină... E cu final fericit? Da. Deci despre ce este vorba în cărticică? Că două surori, cea mai mică, este foarte atrasă de fantome și un băiat i-a spus că poate să ducă într-un loc unde stau multe fantome. Ah, deci tu ești pasionat așa de aventură, ca să zicem așa. Da. Și de mistere. Da. Ce carte prezinți? Cartea mea se numește Momente și schițe de Ion Luca Caragiale. Ce frumos! Și ce ți-a plăcut cel mai mult din cartea aceasta? Din cartea aceasta mi-a plăcut cel mai mult Domnul Goe. Domnul Goe, ești așa răsfățată și te regăsești așa în personaj? Da. Cu ce carte ești astăzi aici? Minunatul vrăjitor din Oz. Ți-ți place vrăjitorul din Oz? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult la cărticică? Încă nu știu că mai am de citit. Dar ce ți-a plăcut până acum cât ai citit? Partea fantasticul când, așa, din povestire? Sau partea ce? Când Dorothy o întâlnește pe vrăjitoarea cea rea. Cea bună. Mai recomanda și celorlalți copii? Pentru aventură sau pentru ce? Pentru aventură. Am înțeles. Ce ai pregătit? O carte cu povești japoneze pentru copii. Opa, dar cum de povești japoneze? Păi, din folclorul japonez, numai că au fost traduse în română. Am înțeles. Și care a fost cea mai interesantă poveste? Mie mi-a plăcut cel mai tare povestea cu iepurele din lună. De ce? Pentru că este o poveste mică, dar are o morală foarte mare. Care e morala? Că dacă noi avem dragoste mare față de ceilalți, este cel mai mare dar.